Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. V-a plăcut foarte mult jocul cu girafele și uitați-vă acum că avem cu alpaca. Pur și simplu este exact aceeași fază, doar că na, după cum știți, ăsta este primul. Deci este primul joc original, e foarte, foarte, nu știu cât are. 7 ani, 6 ani, 5 ani, 10 ani, abar n-am mult. Și pur și simplu, după cum vedeți, bați alte lame, bați alte alpaca, am crezut că-s lame, dar-s alpaca, le bați pe toate. Așa, și după aceea le mânci, efectiv le mănâncă, cum mănânci iarbă, da? Și când pap destul de multe evoluezi, este la fel ca înainte, este primul joc, am înțeles că ăsta este originalul și mai sunt destul de multe joculețe de acest gen și am să le instalez pe toate dacă vă place, dar acum pregătiți-vă să dați butonul de cocolaic, efectiv să-l rupeți, deoarece urmează să ne transformăm. 3, 2, 1, ați apăsat like, pentru că eu acum dau click pe alpaca și ne transformăm în... Nu mai pot de curiozitate. În ce? Uite aici pot să dau să și văd. Deci prima dată are 1 metru și 34 de kilograme, da? Și după aceea are 2 metri și 90 de kilograme. Așa înalt, la 2 metri. Și a făcut 8% din joc. Bă, dacă poate reușim să facem pe tot, depinde. Acum trebuie să așteptăm 40 de din astea. Să vă uitați la alpaca noastră cu țigarea, cât de amuzantă este. Că, nu știu dacă ați văzut-o la început, dar ea pur și simplu stătea în fund, așa, pe scaun. Hai să le batem pe toate. Uite cum le bate, le dă cu pumnul! Le dă cu pumnul la toate alpaca, mă, trupul cosmă, zicea că vă bat toate alpaca. Și după aceea cum le papă? Le absorbe în stomac. Ok. Le absorbim pe toate. Hai, mă. Doar că trebuie să aștept destul de mult. Trebuie să aștept să fac următoarele. Ah, ok, am mai făcut câteva. O să bat una. Stai că vreau să le bat pe toate ca să ne... Așa. Așa. Și după aceea să ne transformăm. Și acum ne transformăm. Acum! Să vedem cum este. Haide! Din ce? Din două picioare în ce? Mamă, ce mușchi avem! Eu să fiu eu! Să vedem acum ce zice aici. Nu asta vreau să fac, am să dau pe ăsta. Avem 5 metri! Bă, am sărit de la 2 metri... La 5 metri și 141 de chile. Bun, și acum să le absorbim pe astea. Tot așa le absorbe. Ai văzut cum dă cu pumnul ca să le bată? Dă cu pumnii, cam anatahala. A, dai, cam mare. A, trebuie să păpăm 100 acum. Mamă, e cam mult de păpat. Cam asta e faza la jocul ăsta, că trebuie să aștepți. V-am zis, dacă îmi dădea o reclamă sau ceva la care să mă uit și eu, știți? O reclamă la care să mă uit și să zice, bă, îți dă 15 alpaca, dar nu-i. O să mai caut joculeț din ăsta, că bă, sunt prea faine, bă, uite și tu, nu știu, mie-mi plac, pot să zic că mie-mi plac. Acum e destul de ușor, că na, trebuie să facem 100, după aceea o să fie mai greu. Multe alpaca, noi batem alpaca, batem toate alpaca, nu lăsăm nicio alpaca. Așa, batem toate alpaca, le batem bine. De fapt, cumva le lovim și ele stau pe jos acolo, toate amărâte. Așa, nu o să mă ajungă, trebuie să mai așteptăm. Bun, hai să le batem pe toate. Chiar dacă nu o să-mi trebuiască pe toate, în momentul de față, o să vreau să le bat pe toate, ca să stea liniștite, ca să putem vedem 90, 93, 96, 99. Și acum, în ce se transformă, în ce se transformă? Sigur cu 4 picioare, sigur. Bă, 4 mâini, nu 4 picioare, 4 mâini. Uite cum le absorbe. Bă, 2 picioare, 4 mâini. Stai să văd ce zice despre el. Deci am ajuns de la 5 metri la 8 metri și 240 de chile. Oh, dar trebuie să știți ce scrie acolo. Bun. Ok. Nu știu ce scrie acolo runda 1, o rundă, nu știu ce înseamnă asta. Mă, ne trebuie 200, destul de mult, zic eu. Destul de mult. Hai să bate, mamă, dar cum le bate? Nu înțeleg cum le lovește. A, merge peste ele. Ok, hai să le păpăm pe toate. Destul de greu le papă. După cum vedeți, destul de greu le papă. 21. Durează. Le absorbe mai încet decât e așa mai mare. Mamă, avem 30 din 200. Da, păi ce să zic, că ne vedem când ne apropiem. Ne vedem când ne apropiem. Ia uitați-vă, suntem la 196 și acum o să le bat pe toate. Doar așa o să le bat și o să absorb câteva să vedem ce urmează după. 199. 200, în ce ne transformăm? În ce ne transformăm? Doamne, ce-i urâtare asta? Ce-i fratele meu urâtare asta? Uitați-vă și voi cum face! Uite cum le papă! Se aruncă pe ele, Doamne ferește, mă! Ați văzut așa ceva? Dacă vreau să le pap pe toate.
Așa. Și trebuie să mă așteptăm să mai vin alpaca, să văd cum îi bate. Doamne, să văd ce scrie aici. 20% am terminat doar, am completion. Oh my god, nu pot să citești ce scrie aici, nebunie curată. Vreau să văd cum le bate. Le lovește cu capul, vedeți? Vedeți cu capul le lovește. Doamne, ce nebunie! Doamne, ce nebunie, mamă! Hai să le batem. Uitați-vă că ne apropiem, acum ne apropiem la următorul nivel să vedem ce urmează. Hai că nu mai pot de grostate. Doamne, dar ce e asta? Să vedem cum se bate asta. Doamne, cum dă cu capul. Ia uitați-vă. Pliosc. Pliosc. Să vedem ce scrie aici. 13 metri și jumătate de tonă. Doamne. Bă, hai să vedem care este următoarea, că asta e prea nebună. Ia uitați-vă. Stai să le bat pe astea. Să le bat pe toate, ca să nu stea în calea mea. Să le bat și după aceea o să absorbim una, ca să ne transformăm. Ia să vedem în ce ne transformăm acum. Mamă, deci nu știu ce urmează acum. Stai să vedem. Doamne, ce-i urâtania? Să vedem cum le absorbe. Doamne, voi ați văzut? Merge pe trotinetă! Uitați-vă, 1000 de capete, mamă, dar ce scrie aici? 12 metri, 290 de kg. Bă, mai scăzut din metri. Dar 21%, să vedem cât de departe ajungem. Uite cum le absoarbe, ești nebun. Hai să vedem, să le batem pe astea toate. Și după aceea. Și acum 3, 2, 1, ne transformăm, dar în ce? În ce ne transformăm? Ce, fratele meu, e asta? Cum absorbim? Doamne, ce urâtanie! Ce scrie aici? 17 metri, e și ureașă. Dar ce e asta, frații mei? Ce e asta? Trebuie să aștept să apară o lamă din asta, o alpaca. Mamă. Ia să vedem cum le bate. Mamă, sare pe ele așa. Uitați-vă cum le lovește. Uitați-vă cum le lovește, fratele meu. Doamne, cum le lovește. Ai văzut așa ceva? Bine. Mai avem de absorbit una. Perfect. Și acum în ce ne transformăm? În ce ne transformăm? Băi, întunecat totul. Ce se întâmplă? Bă, mi s-a blocat jocul. Bă, mi s-a blocat jocul. Ce se întâmplă? Stai puțin că și-a revenit jocul. Bă, ceva se întâmplă. Bă, stai să dau aici așa. Care-i următorul? Că nu știu ce s-a întâmplat. Bă, mi s-a blocat jocul. Atât de departe am ajuns. Deci, practic, am ajuns la 30%. Oh, m-am transformat în ăsta m-am transformat. În doi din ăștia. Dar mi-a rămas și ăla dinainte. Voi vedeți? M-am transformat în doi din ăștia cu capete. Bă, nu știu ce se întâmplă aici. Sincer să fiu, că m-am transformat în doi din ăștia cu capete, dar faza este că nu mai mă arată aici, nu știu care e faza. A, trebuie să o bat pe asta? Ia uitați-vă ce se întâmplă. Să o batem pe aia dinainte, bă! Nu știu care e faza, că ăștia nu absorb, vedeți? Ăștia nu absorb, nu știu care e faza. S-a întâmplat cu jocul, s-a blocat, s-a stricat jocul. A, așa, să-l batem pe ăsta, trebuie să-l batem pe ăsta. A dispărut ăsta? Trebuie să-l batem pe ăsta, băi. Deci sunt doi fără capete cu capete în mână. Bă, nu știu care e faza aici. Voi vedeți? Aaa, știu ce s-a întâmplat. Am, o venit ăsta mare și acum l-am păpat eu. Și el m-a mâncat pe mine. M-a tăiat. Acum am revenit la o chestie mică. Bă, am crezut că mi s-a blocat jocul. Ia uitați-vă, ne transformăm acum, dar în ce? În ce ne transformăm? Du-te, bă, ce mutant e ăsta! Doamne! Ce, fratele, mai e și chestia asta? Ia uitați-vă! Și bat ăstea și le mănânc. A, nu le mănânc. Se pare că eu, eu doar bat alpaca mici, eu nu mai mânc alpaca mici. Uite, bă, a venit ăsta cu zguzeu. Ce am, o, ce alpaca aia? Și pe aia am mâncat-o. Am înțeles, eu mănânc altfel acum. În ce mă transform acum? Ia să vedem. În ce ne transformăm? În paianjen mutant. Alpaca God. Doamne. Sunt zeu. A, și acum trebuie să mănânc ca să-mi fac putere. A, trebuie să mănânc din ăștia ca să-mi fac putere. Am înțeles. Când crește puterea. Practic, acum, după cum vedeți, azi vă dați dau aici ce sunt. Am făcut 45% din joc. Și... ok, nu știu ce se întâmplă, că e o nebunie jocul și pentru mine. Dar faza este că nu mănânc orice, mănânc numai pe aia. Uitați-vă cât sunt, să-i păpăm pe toți, îi batem pe toți. Și absorbim, că nu mănânc orice. A, trebuie să mai mănânc câțiva, că puterea mea nu e la maxim acum. Ia să-i bat pe toți. Mă și nervează. Așa.
Faza este că puterea mea de zeu e la maxim și nu știu ce trebuie să fac. Ce trebuie să fac, fraților? Am experiență 600. A, uite, a venit ăla de sus. Uite, bă, cine a venit de sus, voi vedeți? Dacă... Bă, ce s-a întâmplat? Cine-i, mă, chestia aia? A, trebuie să am unul din ăștia ca să-l bat pe ăla, alpaca gad. Că aruncă după mine chestii. L-am bătut, mă, îl bat acum. A subject's population that represents power. Îl absorb pe Dumnezeu aici, Doamne! Și mă, ce se întâmplă? Ne transformăm în ceva? L-am strâmbit pe alpaca gad. Iar întunecat, nu știu ce o să fie. A, acum încep să absorb copii, ce se întâmplă? Bă, ce se întâmplă? Stai, mă, cu jocul ăsta a luat o razna. Stai, mă, că plec undeva. Ăsta e sfârșitul jocului sau mai este? Cred că mai este, dar să vedem ce urmează. Alpaca a devenit zeu și probabil a absorbit toate lucrurile din univers până nu mai conta nimic. Faza este că am terminat jocul sau e jumatea jocului? Nu știu, trebuie să vedem. Deci asta e o alpaca, da? Alpaca ce e? Un fel de oaie cu gât lung, nu? Alpaca Evolution. Nu-mi spune că am terminat jocul. Bă, am terminat jocul, fraților. Fraților, 24 de evoluții. Așa, atâta au fost. Da, astea au fost toate. Bun! Șmechirie tare. Rupeți butonul de cocolai, scrieți în copii dacă vreți să mai jucăm joculețe cu evoluții. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!